oameni ai lui Dumnezeu, cu deosebit respect, vă salut! Este un privilegiu să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu, să-L studiem și să-L înțelegem. Pentru dimineața aceasta, Cuvântul Domnului se găsește în Evanghelia după Luca, în capitolul 20, de la versetul 27 la versetul 47. Textul conține trei paragrafe de bază, primul paragraf situat între versetele 27-40. Ce se întâmplă în acest paragraf? Saducheii îl abordează pe Domnul Iisus, subiectul în discuție fiind învierea dintre cei morți. Domnul Iisus răspunde acestei abordări stabilind cel puțin două coordonate. Prima coordonată are de-a face cu certitudinea învierii, versetul 37, apoi Domnul Iisus ia în discuție natura acestei învieri sau ce se va întâmpla sau cum vom arăta după această înviere. Lucrarea aceasta, realitatea aceasta ne aduce nouă, credincioșii de azi, cel puțin două binecuvântări. Prima binecuvântare este binecuvântarea siguranței. În existența aceasta terestră, vulnerabilă, mai ales în aceste zile, avem siguranța că nu se rezumă totul la aici și la acum. Slavă Domnului, există o înviere viitoare. A doua binecuvântare de care avem parte este nădejdea viitoare. Avem nădejde că dincolo de existența noastră de pe acest pământ, există o altă existență, de altă natură, într-o altă realitate. Dumnezeu să ne ajute să avem aceste binecuvântări și să le căpătăm în sufletul nostru. Adevărul de bază este acesta. Învierea viitoare este fundamentată, credibilă deci. Al doilea pasaj sau paragraf se află între versetele 41-44. De data asta, Domnul Iisus îi abordează pe oameni, foarte probabil aceiași saduchei, subiectul în discuție fiind așa zisa calitate de fiu al lui David, al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, într-adevăr, a fost și este fiul lui David, în sensul sorcintei, originării. Dar dincolo de aspectul acesta, Domnul Iisus, noi știm că este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu deci. El fiind Dumnezeu, deci noi în raport cu El, față de El, avem cel puțin două responsabilități. Prima responsabilitate ține de ascultarea noastră. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, suntem datori să ascultăm de El. La un moment dat în Evanghelie, Domnul Iisus spune așa, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dar nu faceți ce vă spun eu. Așteptările lui Dumnezeu, așadar, este să ascultăm de Domnul Iisus, să ascultăm de cuvintele Lui. A doua responsabilitate are de-a face cu închinarea, are de-a face cu adorarea, în raport cu Dumnezeu, față de Dumnezeu. Creștinul adevărat se închină, îl adoră, îl laudă pe Dumnezeu. Domnul Iisus fiind Dumnezeu, așadar, față de El suntem datori cu închinarea, cu lauda, cu binecuvântarea. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Al doilea adevăr de bază pe care îl desprindem din acest pasaj este următorul. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu deci. Următorul pasaj se află între versetele 45-47. De data aceasta, Domnul Iisus inițiază discuția, destinatarii discuției fiind cărturarii. Cărturarii erau experți în lege, experți în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cunoașterea aceasta a Cuvântului Dumnezeu, a legilor lui Dumnezeu, nu este suficientă. Cărturarii din vremea Domnului Iisus nu practicau, nu puneau alături de cunoștință practica, trăirea curentă a Cuvântului Dumnezeu, a poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să practicăm, lângă cunoașterea noastră, să punem practica și trăirea noastră de zi cu zi. Asta ne va aduce nouă cel puțin două beneficii. Mai întâi ne va aduce puterea lui Dumnezeu, pentru că adevărata puterea lui Dumnezeu se descătușează, se declanșează în viața noastră, nu doar când citim cuvintele lui Dumnezeu, ci în mod special când aplicăm, când ne experimentăm, când trăim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Și de asemenea, aceasta ne va aduce nouă și credibilitate. Oamenii vor crede mai mult în ceea ce vor vedea în viața noastră decât în ceea ce vom spune cu gura noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze, să practicăm Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Cel de-al treilea adevăr de bază pe care îl desprinde din acest pasaj este următorul. Cunoașterea adevărului Dumnezeu nu este de ajuns. Trebuie practică, deci. Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne să facem voia Ta, să trăim în ascultare de Tine. Haideți să recapitulăm cele trei adevăruri de bază. Mai întâi, învierea viitoare este fundamentată, credibilă, deci. Apoi, Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, deci. Și cunoașterea adevărului Dumnezeu nu este de ajuns.
trebuie practică. Deci, Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.